Bine ai venit, Gore, la Căsuța cu povești. Ai venit la poveste, Gore? Păi n-am început încă. Ai răbdare, copile. Bine ați venit. Gore aici asta. Nu e așa? Da. Nu, și-a spune că e căsuța cu Gore. Și cu Arde. Căței. Cu căței. Da. Căsuța cu pisici și cu căței. Pisicile nu, pentru că pisicile le mănâncă pe acești doi căței, dacă le prind. Păi du-i afară să nu le mai mănânce. Dar ce, vezi vreo pisică aici? Da. Pe cine? Cine e pisică dintre voi? A venit Gore pe să mine? Te mănânce. A venit să mă mănânce pe mine? Da. Bine, o să-l trimis să te mănânce pe tine când începem... Hai să vedem. Când începem să citim, ce citeam? Ce citeam? Încetatea lui eu, încetatea lui tu. E o poveste frumoasă? Da. E interesantă? Da. Era un băiețel pe care îl chema... Îl chema Mâniosul. Și locuia în cetatea lui eu, care avea un palat mare și frumos. Unde locuia zeița și împărăteasa... Mândria. Iar băiatul a ieșit din cetate, a întâlnit o fetiță... Numită pe... Serinătate. Da. După aia, fetița i-a zis că mă găsește în cetatea lui tu. Și el s-a gândit să descopere cetatea lui tu și să o caute și pe Serinătate. A plecat. A fost sfătuit. Ce trebuie să facă? A fost sfătuit să-și micșoreze euul. I-a spus un bătrân pe care l-a întâlnit pe drum că drumul va fi mult mai scurt dacă reușește să-și micșoreze euul. Și atunci o să reușească să intre în cetatea lui tu. Interesant. Și a ajuns? La o strâmtoare, unde dacă își micșora euul, devenea mai ușor drum. Așa. Și a ajutat-o... Și l-a ajutat? L-a ajutat... O tânără numită... Smerenie! Smerenie! Da, o tânără numită Smerenie. Și a intrat în cetatea lui tu, a găsit-o pe Serinătate și familia ei, a rămas la familia ei, a constatat că Smerenie este în cetatea lui tu, ce era? Învățătoare și împărăteasă. Da. Foarte ciudat lucru i s-a părut Mâniosului. În ultimul episod se luase la întrecere cu Serinătate și undeva, lângă niște stânci, a vrut să treacă prin fața ei și... Ca să o întreacă. Ca să o întreacă și Serinătate a căzut, s-a lovit foarte tare, el a crezut că poate să și moară. S-a rugat lui Dumnezeu pentru că a învățat acolo că există și Dumnezeu. El credea că sunt doar zei. Și Serinătate care părea moartă și a revenit la viață și el a reușit să o ducă până la părinții. Și a aflat că ea este de fapt vântul. Vânt. Era poreclită vântul pentru că alerga cel mai repede din cetatea ei. În sfârșit, s-a întâlnit și cu părinții Serinătății care, ciudat, nu s-au supărat pe el, nu l-au certat, au spus totul e bine când se sfârșește cu bine. De ceva vreme, Mâniosul se gândea la întoarcerea sa în cetatea lui eu. Nu voia să plece nici din cetatea lui tu. Totuși, ar fi vrut să-și ajute compatrioții, pentru că ceea ce ne-am povestit noi este că acolo se jucau, nu se certau între ei. Era mult mai plăcut decât în cetatea lui eu. Oamenii și copiii nu se supărau unii pe ceilalți. Mare lucru. Și existau prieteni. Și erau prieteni buni, nu se certau tot timpul între ei. Lucru mare de tot. Deci ar fi vrut să-și ajute compatrioții. De multe ori se și vedea ca un mare reformator al cetății lui Eu. Ar fi trebuit firește să le țină multe lecții pentru a se schimba. Poate ar fi fost nevoie să meargă pe la casele lor sau să iasă în piața cea mare pentru a le vorbi tuturor la un loc. Se gândea să încerce să insiste pentru ca cei din țara lui să aplice în viața lor tot ce învățase el în cetatea lui tu. Hotărârea finală nu o luase încă, pentru că îi venise și altă idee. Să rămână singur undeva în afara cetății și să-i aștepte pe compatrioți pentru sfat. Și poate că era nu n-ar fi fost rău să-și ia și un cățeluș alb cu el. Gândurile astea le împărtăși și prietenilor lui din cetatea lui tu, care păreau gata să-l ajute. Serinătatea și Mărinimosul erau decis să-l urmeze până în cetatea sa. Părinții lor șovăiau puțin. Ce înseamnă șovăiau? Mircea. Măi, când nu știți, ce faceți? Ce faceți? Cristina, când nu știi,
un cuvânt. Ce faci? Nu știi ce faci? Întrebi. Întrebi. Nu treci mai departe. Și-o vă iau. Părinții mâniosului se îndoiau de... Da, se îndoiau că este cea mai bună idee. A șovăi, a ezita, a te îndoi că este cel mai bun lucru, da? Deci părinții șovăiau puțin, iar domnul răbdătorul îi sfătui să nu ia decizii pripite. Pripite, Mircea, înseamnă? Ce înseamnă? Păi ce înseamnă, Ioana? Greșite, așa. Da, pripite, grăbite. Da. Luate prea repede. Bine. Copii, entuziasmul ne poate duce de multe ori spre decizii luate în grabă, care însă s-ar putea să fie greșite. La discuție era prezentă și mama smereniei, doamna discernământ, care venise în vizită la bunătate. Discernământ, sunt sigur că toți știți ce înseamnă. Măi, nu, șa, tu le știi pe toate, ia să vedem. Nu, vreau să spun altceva. Da, ce înseamnă discernământ? Nu vreau să spun ce înseamnă discernământ. Vreau să spun că discernământ era vecina bunătății. Era vecina bunătății și discernământ înseamnă bună judecată. Mâniosul o cunoscuse de când sosise în cetatea lui Tu, într-adevăr. Dar venind acum în casa lor, a avut ocazia să discute îndeaproape despre ceea ce îl preocupa. Dumneavoastră, doamnă discernământ, ce ziceți? N-ar trebui să-i ajut pe compatrioții mei să schimbe? Îi iubești? Sigur că îi iubesc. Tot ce face cineva din iubire este bine, dar ai grijă. Atunci când credem că noi suntem cei în măsură să-i corectăm pe alții, înseamnă că avem înăuntrul nostru încă mult egoism. Bine, dar trebuie să-i ajut să se schimbe. Încetul cu încetul, copilul meu, spuse doamna bunătate. Prea mult trebuie, obosesc omul. Nu-i așa? Dacă părinții vă spun mereu trebuie, să faceți aia, trebuie, e bine? Nu. Da, vă obosesc prea mult trebuie. Și pe oamenii, și cu oamenii mari e la fel. Nu te necăși. O să găsim o soluție. Pentru toate este nevoie de discernământ. Iată o bună ocazie să-mi lămuriți o problemă, spuse mâniosul, adresându-se doamnei discernământ. Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă numele pe care îl purtați? Cuvântul acesta pare să fie cel mai greu dintre toate. E mai dificil pentru că nu l-ai știut dinainte și l-ai auzit pentru prima oară aici, în cetatea noastră. Mai întâi de toate, discernământul înseamnă să ne cunoaștem bine pe noi înșine. Dacă inima noastră este curată și în inima noastră avem gânduri bune, atunci Dumnezeu ne luminează. Astfel, putem în orice situație să judecăm drept și să înfăptuim ce este corect. Da, când avem gânduri bune, vine și smerenia. Ai dreptate. Cele două merg împreună. Ca mama și fiica? Exact, spuse doamna discernământ râzând și îmbrățișându-l. Așa că nu te mai frământa pentru ce o să faci în cetatea ta. Ai un suflet bun și Dumnezeu nu te va lăsa. Pune-l pe el înaintea ta și urmează-l. Mâniosul a căzut pe gânduri. Și apoi a luat decizia să se întoarcă singur în cetatea lui Eu. Serinătatea și mărinimosul s-au întristat, pentru că ar fi vrut să-l însoțească și ei. Mâniosul știa însă că prietenii lui vor întâmpina acolo multe greutăți și n-ar fi vrut ca ei să treacă prin momente neplăcute. Dacă numai el, un mic locuitor al cetății lui Eu, reușise să le creeze atâtea probleme, cum ar fi fost cu o cetate întreagă? Își cunoștea bine compatrioții și, de altfel, nu era sigur că familia lui ar fi găzduit pe prietenii lui pentru o durată mai lungă de timp. Căci, pentru a se hotărî locuitorii cetății lui Eu să vină în cetatea lui Tu, era nevoie, sigur, de multă vreme. Vestea despre plecarea mâniosului s-a răspândit repede, așa că
3 zile înainte să vină plecarea, au început cu toții să treacă pentru a-și lua rămas bun. Ușa casei era tot timpul deschisă. Doamna Bunătate, ca o a doua mamă, i-a pregătit mâniosului cele necesare pentru drum. De data asta, copilul meu, sper să nu zăbovește așa de mult pe drum și să ajungi repede. Eh, nu fiți așa de sigură, Doamnă Bunătate. Un locuitor al cetății lui Eu nu se dezvață așa ușor de proastele obișnuințe. Cine știe la ce o să mă gândesc pe drum și câte rostogolii voi mai face? Încearcă să te gândești numai la Dumnezeu, să-i vorbești și să-i ceri ajutorul. O să vezi, nici nu o să-ți dai seama când ai și ajuns. Rămâneți cu bine, Doamnă Bunătate. Cuvintele dumneavoastră îmi dau curaj. Dar ce l-a emoționat cel mai mult pe mâniosul a fost dragostea acestor oameni. Cu mic, cu mare, au venit să-i aducă daruri. Cu toate că a încercat să le explice că îi va fi cu neputință să le ia pe toate, totuși au vrut să-i dăruiască câte ceva. S-a umplut casa de tot soiul de lucruri în felul ăsta, de la obiecte mărunte până la masă, pat, băncuțe. Pe toate acestea le lucraseră cu mult drag și pasiune locuitorii cetății lui Tu. Domnul Răbdător, văzându-l că se necăjește, l-a liniștit. Nu te necăji, copilul meu, cei din cetatea noastră, când vor să dăruiască ceva, se bucură de două ori. Și eu mă bucur de darurile pe care mi le oferă. Când primești, ai o bucurie omenească. Când dăruiești, și mai ales din puținul tău, atunci ai o bucurie dumnezeiască. Când o să încerci și tu, să-ți aduci aminte de asta. Cei din cetatea mea, te rog să nu mai dăruiești sărutările tale, Arven. Pentru gore, așa. Cei din cetatea noastră nu dăruiesc cu ușurință. Lor le place să facă economie, adică celor din cetatea lui Eu. Una este economia, alta este zgârcenia. Economia este bună, dar presupune să și ajuți. Pe când omul zgârcit este zgârcit și când e vorba de sentimente. N-o să uit niciodată binele pe care mi l-ați făcut voi toți. Bine e să pomenim mereu binele pe care ni-l fac alții. Dacă noi însă facem cuiva un bine, să ne străduim apoi să-l uităm. Da? E posibil una ca asta? E posibil? E posibil, dar e puțin mai greu. Dar trebuie să încercăm întotdeauna. Dumnezeu le face cu ușurință pe toate. Da, iar noi oamenii le facem mai greu pe cele bune. De la imposibile până la... Nu-i așa, Maria? Până... Tu ce crezi, e posibil sau nu-i posibil? E posibil, da. Foarte bine. De la imposibile până la foarte ușoare, tot foarte ușor le face. Bine, Mircea. Dacă... Deci vă aduc aminte. E bine să pomenim mereu binele pe care ni-l fac alții. Când facem noi cuiva un bine, trebuie să încercăm să-l uităm cât mai repede. Dacă zicem, eu am făcut binele acesta, fără să băgăm de seamă, eul nostru se tot mărește. Și după aceea ne chinuie. Cât despre lucrurile acestea, pe care le-ai primit în dar, noi ți le păstrăm până când te vei întoarce să-ți faci o locuință. O să vezi atunci că o să-ți trebuiască toate. Și chiar credeți că o să reușesc să mă întorc? Să fiți siguri de asta. Eu cred că, ajutat de Dumnezeu, o să te întorci și iar aici. O să vezi, te vor urma și mulți alții. Aud și nu pot să cred ce aud. Crede. Și o să vezi. Când s-au ivit zorile, mâniosul s-a ridicat fără zgomot din pat și, pășind încet, și-a luat rucsacul și a plecat. Toți locuitorii cetății au vrut să-l însoțească până la râu, el însă a vrut să plece singur. Își luase rămas bun de la seninătate și de la familia ei cu o seară înainte, pentru că știa că, dacă îl vor însoți până la râu, o să-i vină mai greu să plece. Când plecase din cetatea sa și din sânul familiei, nu-i păruse rău, pentru că avea bucuria descoperirii de lucruri noi. Nimic nu-l trăgea înapoi. Acum însă simțea și bucurie și tristețe. În adâncul lui n-ar fi vrut să plece din cetatea lui Tu,
pentru că fusese foarte frumos acolo. Se gândea însă și la ceilalți locuitori ai pământului său natal, adică locul unde se născuse, cărora nimeni nu le vorbise vreodată despre cetatea lui Tu. Poate că dacă ar fi auzit cineva că există o asemenea cetate, ar fi vrut măcar din curiozitate să o viziteze, așa cum făcuse și el. Dar de ce numele sunt spuse așa, după niște cuvinte aici, în povestea asta? O să te gândești tu singur acasă. Te uiți și când difuzăm emisiunea, și te mai gândești. Și cred că dacă îți dai singur răspunsul, câștigul o să fie mai mare decât dacă ți-l dau eu. A, știu, asta e imaginație. Înainte să coboare panta spre râu, n-a mai răbdat și a întors capul pentru ultima oară ca să îmbrățișeze cu privirea întreaga cetate a lui Tu. Nu-și putea stăpâni lacrimile, așa că le lăsă să curgă. La fel făcură și seninătate cu fratele ei, care îl priveau pe mâniosul de departe, ascunși după un copac. Să ne revedem cu bine, spuse mâniosul. Dacă va vrea Dumnezeu să revin, a adăugat în șoaptă. Să ne revedem cu bine, mâniosule, o să te așteptăm, ziseră în sinea lor, că nu se mai auzeau seninătate și mărinimosul. Ei, a coborât repede spre râu, a început să sare de pe o piatră pe alta, până a găsit un tunel strâmt care să-l scoate de cealaltă parte. A luat-o prin spatele unei stânci și de îndată ce a ajuns aproape a avut o surpriză. În fața intrării stătea rezemată Smerenia. Bună dimineața! Bună dimineața! Am crezut că ieri seară când ne-am luat rămas bun, era și ultima oară când ne vedem. I-a întins mâna și l-a ajutat să sară lângă ea. M-am gândit să te întâmpin și să-mi iau rămas bun chiar în locul unde ne-am cunoscut. Înaintară împreună spre deschiderea cea mică a tunelului, iar mâniosul îi prinse mâna. Ține-mă bine, tu să mă conduci, căci singur n-o să reușesc. Au trecut amândoi prin micul tunel și au ieșit dincolo. Îmi amintesc că ai spus cuvintele astea și când ai intrat în cetatea lui Tu. Mâniosul a vrut să o necăjească. E, doar nu eram prost să mă trezesc iar în râu. Aha, deci numai din interes. E bine, acum să vezi. Și făcut tot ce putu ca să-l arunce în apă, dar el rezistă. Haide, îmi pare rău, am greșit. S-au jucat și au râs. Era ultima joacă la marginea râului. Smerenia se prefăcu că pășește strâmb și, bâldâbâc, căzu în apă. Eh, uite că acum ai căzut tu, i-a strigat mâniosul. Casa ta e aproape, eu însă am de făcut drum lung. Să știi că te aștept aici. Când o să te întorci, o să am grijă să te uzi și tu. Mâniosul râse. O să mă întorc cu siguranță, dar nu ca să mă uzi, ci ca să-mi spui că baia de dimineață este bună pentru sănătate. Smerenia l-a stropit cu apă de departe. Călătorie plăcută! Să ne revedem cu bine! Și noi la fel! Și noi la fel! Cred că vreți să mâncăm niște prăjituri? Sau nu vreți? Ei, nu vreți! Păi nu, mama! Mama, când a auzit că Mircea întotdeauna când vine vrea dulceață, a spus, s-a gândit că nu mai am dulceață și așa este, și a făcut prăjituri special pentru Mircea și pentru voi.